Bună ziua, stimați telespectatori, bună ziua, stimați prieteni. Ne aflăm la primăria Comunei Aninoasa și stăm de vorbă cu domnul primar Ilie Petroi. Domnule primar, acum la sfârșitul mandatului, spuneți pe larg câteva din realizările făcute pentru cetățenii localității pe care o păstoriți. Bună ziua și bine ați venit la noi în Aninoasa. În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați poposit la Aninoasa și ne întrebați de realizări. Aș începe cu o parte a nerealizărilor, să le spun așa, și după aceea aș continua cu realizările în acest ultim mandat. Aceste nerealizări sunt ca urmare a unei inspecții economico-financiare care ne-a împiedicat în acest mandat accesarea de fonduri europene nerambursabile, pe de o parte, cât și derularea unor contracte, pe de altă parte. Ce vreau să vă spun dumneavoastră este că în 2015 am fost beneficiarul, între ghilimelele, de rigoare a unei inspecții dirijate la Comuna Aninoasa, în cadrul căreia s-a constatat un prejudiciu care s-a dovedit a fi nelegal și netemeinic ulterior de către o instanță de judecat. Acest prejudiciu a devenit titlu executoriu și s-au sistat absolut toate sumele pe secțiunea dezvoltare a Comunei Aninoasa. Din acest punct de vedere, pot să spun că am avut o piedică enormă în dezvoltarea comunei în acești 4 ani de zile, dar cu toate acestea am continuat să lupt împotriva acestui sistem de la ANAF pe care în parte l-am biruit și am obținut 2 hotărâri ale instanței de judecată, una de suspendare a executării și am putut, începând cu acest an și o parte a anului trecut, în cea de-a doua jumătate a anului trecut, suspendarea executării pe conturile de dezvoltare ale Comunei Aninoasa, pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să vă spun că am biruit acest sistem, l-aș numi un sistem mafiot, e un cuvânt greu, dar este adevărat, deoarece sentința, care nu este una definitivă, dar este o sentință a Curții de Apel Craiova, specifică că au realizat un proces de verbal de inspecție economico-financiară nelegal și netemeinic. Ori acest cuvânt nelegal este un cuvânt greu, un cuvânt care, pe lângă faptul că a oprit dezvoltarea Comunei Aninoasa o bună perioadă de timp, a avut drept scop, la un moment dat, denigrarea mea și până la urmă și inculparea mea într-un dosar de cercetare penală. Acest lucru nu s-a întâmplat, mai sunt oameni care fac justiție în dreaptă în România și iată-ne că am fost beneficiare unei justiții până la urmă drepte. Dar vreau să vă spun, de exemplu, Primăria Comunei Aninoasa, am realizat un proiect care privea renovarea acesteia, un proiect în valoare totală de peste 700 de mii de lei, respectiv 7 miliarde de lei vechi, un proiect accesat, admis la finanțare prin intermediul AFIR-ului Craiova, dar care nu am avut posibilitatea să-l duc la bun sfârșit, întrucât una din criteriile pentru semnarea contractului de finanțare era faptul că trebuia de la administrația financiară județeană să merg cu certificatul de atestare fiscală care să ateste lipsa datoriilor. Ori acest lucru nu s-a putut tocmai datorită acestui proces verbal de inspecție economico-financiară. În paralel cu această chestiune, am acționat în instanță Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Inspecția Economico-Financiară, Structura GOR și Biroul Teritorial Craiova, proces ce se află suspendat pe rolul Tribunalului Gorj, în cadrul căruia am solicitat aproape 40 de miliarde de lei vechi ca daune aduse Primăria Aninoasa să fie plătite de cei care le-au produs Comunei Aninoasa și locuitorilor Comunei Aninoasa. Mă voi bate până la ultima picătură din mine pentru această chestiune, întrucât a fost un lucru nedrept să fiu împiedicat, pe de o parte, să dezvolt și să duc la bun sfârșit proiectele de alimentare cu apă în satul Sterpoaia, proiectele de
realizarea asfaltului în satul Poeni, proiectele de reabilitare a primăriei, proiectele de reabilitare a școlilor din comună, tocmai datorită acestor împrejurări. Pe de altă parte, doresc să vă spun că sunt mulțumit că în cea de-a doua perioadă justiția, în cea de-a doua etapă, pardon, a anului trecut, cea de-a doua jumătate a anului trecut, justiția ne-a dat dreptate pentru a continua proiectele pe care le-am avut începute, respectiv finalizarea lucrurilor la școala de la Costești, o școală modernă, pot să spun chiar europeană. Am început realizarea bazei sportive la Aninoasa și o vom finaliza în următoarele 2-3 luni. Avem în lucru de asemenea realizarea unui suplimentarea alimentării cu apă debitului de apă pentru satele Aninoasa, Sterpoaia, Groșerea și Bobaia prin realizarea unui puț forat în satul Sterpoaia. Cu această investiție suplimentăm debitul actual care nu este suficient în această perioadă, întrucât foarte mulți dintre cetățeni, pe lângă faptul că utilizează apa pentru consum menajer, sunt situații când o folosesc și pentru irigat. Or, sistemul de alimentare cu apă este un sistem calibrat și conceput pentru a furniza până la 350 de metri cubi către populație per 24 de ore, ori în condițiile în care și la program furnizăm apă 2 ore, pompele merg non-stop și furnizăm undeva la 500 de metri cubi în cele 2 ore pentru cetățeni. Apa nu va fi suficientă dacă ea va fi folosită pentru irigat, ea este pentru uz gospodăresc, pentru uz menajer. De asemenea, avem în lucru puntea de peste râul Gilor, peste râul Gilor, pardon, o punte pietonală pentru care mă lupt de 4 ani de zile, pentru care este în lucru la Compania Națională de Investiții și este pe lista sinteză spre a fi finanțată. Avem în lucru de asemenea și probabil că săptămâna viitoare vom începe lucrările pentru asfaltarea drumului de la Bobaia, un drum care face mai ușor accesul cetățenilor din acea zonă peste calea ferată. Am avut acolo probleme cu obținerea vizelor de la CFR, au fost anumite neconcordanțe, în sfârșit chiar astăzi am discutat aceste probleme și lucrările vor începe și acolo. Am realizat de asemenea un iluminat modern, un iluminat pe LED în toată comuna Aninoasa, pe o lungime totală de 40 și ceva de kilometri. Vreau să vă spun că sunt mulțumit de acest iluminat. Este un iluminat pe fiecare stâlp în parte, există câte un corp de iluminat pe LED și vreau să mă mândresc cu acest lucru. Suntem printre primele, pot să spun, din acest punct de vedere, primele comune ale acestui județ. Alte proiecte pe care le aveți în derulare? Proiecte pe care doresc să le realizez în următoarea perioadă este realizarea extinderii sistemului de distribuire a gazului natural, întrucât pe site-ul Ministerului Dezvoltării există spre studiu în această perioadă cu publicul, spre consultare cu publicul, metodologia de realizare a extinderii și a sistemelor de alimentare cu gaze naturale a gospodăriilor din mediul rural. Noi avem nevoie de o extindere în satele Costești, respectiv Costești 1 și Costești 2. Deja am realizat un prim demers, am discutat cu domnul primar de la comuna vecină Plopșoru în vederea constituirii unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea accesării unui astfel de proiect, întrucât din resurse proprii nu putem să finanțăm astfel de proiecte și vreau să fac o paranteză aici și să vă explic dumneavoastră că veniturile noastre proprii ale comunei Aninoasa sunt undeva la 7 miliarde de lei vechi, o sumă care nu este suficientă nici măcar pentru salariile angajaților din primărie, nu este suficientă pentru funcționarea primăriei, pentru secțiunea de funcționare a primăriei, dar aminte pentru secțiunea de dezvoltare, adică resursele noastre proprii
financiare sunt limitate, suntem acele, facem parte din acele comune foarte sărace ale acestui județ Gorj. Nu putem să spunem, de exemplu, că noi putem să derulăm cu resursele noastre financiare aceleași proiecte pe care le dezvoltă Urdariu, care are undeva 100 de miliarde de lei vechi, o comună foarte bogată, sau alte, sau alte localități. Ca atare situație, singura noastră soluție și până în prezent, toate proiectele pe care le-am derulat au fost din surse finanțate din exteriorul localității Aninoasa și mă refer aici pe fonduri europene sau fonduri guvernamentale, drumul de la Stăpoia, 9 km, finanțat prin fonduri SAPARD, drumul de la Costești, Daia, prin fonduri guvernamentale, prin PNDL, școala la Costești a fost finanțată prin PNDL, drumul, așa cum îl numim noi, drumul sătesc, drumul cu plăbi la fel, baza sportivă de la Groșera la fel, grădinița din satul Groșera prin fonduri europene. Deci absolut toate investițiile mari din comuna Aninoasa nu pot fi dezvoltate decât pe fonduri europene sau fonduri guvernamentale. Ca atare situație, primul aspect care trebuie avut în vedere este realizarea de proiecte. Am realizat aceste proiecte, am realizat și proiectul drumului cu, de la Stăpoia, mai avem un rest de executat de 2,5 km. De asemenea, drumul, ulița de la Gaze, cum o denumim noi popular, drumul sătesc de la Gaze, avem proiectul, trebuie reactualizat și este depus la Ministerul Dezvoltării pentru a fi finanțat. Resursele noastre financiare nu ne permit realizarea tuturor proiectelor care ne sunt necesare. Am în vedere, de asemenea, și probabil mai mult ca sigur, săptămâna viitoare vom scoate la licitație și extinderea școlii de la Aninoasa. Este vorba despre un corp nou finanțat prin Ministerul Dezvoltării prin PNDL 2. Este contractul de finanțare semnat, a fost probleme legate de costul acela standard. Am scos odată la licitație acest proiect și datorită faptului că suma prevăzută în buget a fost una mică în comparație cu prețurile existente, nu a participat niciun antreprenor pentru reabilitarea respectiv extinderea școlii de la Aninoasa. Sunt multe proiecte pe care le vom derula, de asemenea am în vedere realizarea sediului primăriei. O investiție, avem în lucru și căminul cultural de la Aninoasa prin Compania Națională de Investiții și pe viitor o să am în vedere și sediul primăriei, fiindcă la acest capitol reabilitarea sediului primăriei trebuie urgent reabilitată. Domnule primar, felicitări pentru proiectele pe care le-a realizat, proiecte care contribuie în mod pozitiv la îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor comunei Aninoasa și să vă ajute Dumnezeu să vă duceți la bun sfârșit proiectele pe care le aveți în derulare. Doamne ajută!